seara! Bună seara! Vă plac fabulele, copii? Da, ce seara! Ce sunt fabulele? Cine știe? I-am văzut! Ce este o fabulă? O poveste cu o morală. Și astăzi citim Vulpea și Barza. A fost odată o vulpe și reată ca toate vulpile. Plictisindu-se de atâta singurătate, se gândi să invite la masă Barza, care și avea cuibul lângă casa ei. Dar zgârcită cum era, nu a gătit cine știe ce bunătăți, ce a adus la masă o zeamă lungă și cam subțire. O fi fost o zeamă de varză, ce ziceți? Nu? Și pentru ca batjocura să fie și mai mare, a servit zeama din farfurii întinse. Săraca Barză degeaba s-a chinuit să soarbă cu ciocul ei lung câteva picături, că n-a reușit decât să stârnească râsul vulpii. Dar cei vecină, nu-ți plac bucatele gătite de mine? Vrei să vezi? Uite! Uite, stai că așa e, despre asta e vorba. Păi poate Barza să mănânce de aici? Nu! Nu poate, nu prea poate. Acum, după o vreme, ai văzut finalul, nu? După o vreme, ca să-i plătească viclenia, Barza o invită pe vulpe la ospăț. Ajunse cu mătra chiar înainte de ora stabilită, cu burta lipită de spate de foame ce era. Mirosul de carne friptă o făcea să saliveze de poftă. Când s-au așezat la masă, numică a fost uimirea vulpii, văzând că mâncarea este servită în sticle cu gâtul lung și îngust. Poftă mare cu mătră îi ură Barza, zâmbind cu subînțeles. Pofta avea săraca vulpe, dar nu putea ajunge la bucățile de friptură cu niciun chip. Dacă a răsturnat sticla, carnea nu avea cum să iasă, iar dacă încerca să bace botul în sticlă, acesta nu intra. Așa că nu i-a rămas altceva de făcut decât să se uite la Barza, care mânca tacticos din sticlă. În cele din urmă, vulpea a plecat cu coada între picioare, la fel de flămândă cum a venit, dar și-a găsit nașul, uite. Asta este o expresie, că și-a găsit nașul. Care este proverbul la care ne gândim? Ce ție nu-ți place? Fiecare își găsește nașul. Asta e expresia. Vreți să repetați după mine ceva interesant? Da. O barză stă pe o varză. O barză stă pe o varză. O varză. Așa, deci o barză. Barză. O barză stă pe varză. Așa am zis de la început. Perfect.